Sărbătoare în avans la școala gimnazială Matei Basarab din Pitești. Zeci de elevi îmbrăcați în costume naționale au celebrat cum se cuvine Marea Unire. Așa au intonat elevii școlii Matei Basarab din Pitești, imnul României. Aceștia au sărbătorit în avans Ziua Națională printr-un spectacol organizat în sala de festivități a instituției. În cadrul manifestării, cei mici au acordat o atenție deosebită paginilor din istoria noastră, interpretând cu mândrie și alte melodii patriotice. O parte dintre elevii prezenți ne-au vorbit cu emoție despre însemnătatea acestui eveniment. Sunt mândru de că sunt român. Ce înseamnă pentru tine Ziua Națională? Ziua Națională pentru mine înseamnă sărbătorim ziua de când suntem români. Pentru mine Ziua Națională reprezintă momentul în care a devenit România un stat independent și mare și frumos și de atunci s-a dezvoltat și... Eu zic că toți putem să fim uniți și să ne reprezentăm țara, să arătăm că o iubim. Alături de copii au fost și cadrele didactice, cele care le-au insuflat acestora iubirea pentru patrie. Am dansat, am cântat și chiar în curtea școlii, ca să vadă și părinții că noi suntem adevărați românași și româncuțe. Doamna directoare este în permanență alături de noi, ne sprijină în toate activitățile, ne mobilizează de fiecare dată când este un eveniment deosebit, ca să facem cinste atât școlii cât și părinților. Îmi doresc foarte mult ca libertatea pe care înaintașii noștri ne-au asigurat-o prin jertfa lor de sânge, românii de astăzi să o prețuiască așa cum se cuvine. Libertatea să nu fie un paravan al răutăților, ci libertatea trebuie să fie văzută de fiecare copil și de fiecare român, dacă se poate, ca posibilitate de a-și manifesta iubirea, dragostea, lipsa de egoism, empatia față de cel în suferință și toate lucrurile acestea bune.